Majestatea sa, Margareta Custodele Coroană, îi primește la Palatul Elisabeta pe militarii participanți la ștafeta veteranilor Invictus. Evenimentul a ajuns la 10 ediție și are scopul de a promova eroii de ieri și de astăzi prin intermediul sportului. Marina Filimon este și ea acolo și ne spune mai multe. Te ascultăm! Bună dimineața, Irina, și bun găsit tuturor! Ștafeta veteranilor, aflată la a 10-a ediție, va ajunge astăzi, 5 octombrie, aici, la Palatul Elisabeta, aici unde va fi întâmpinată de majestatea sa, Margareta Custodele Coroanei, care va mâna mai departe ștafeta. Vorbind despre un eveniment care este destul de important, este celebrat la nivel național, anual, aducând în memorie eroii de ieri și de astăzi. Peste 500 de participanți au fost prezenți astăzi și ajung din moment în moment chiar aici. Participanții se află în custodia principelui Alteței sale regale, principele Radul, care este și el prezent astăzi aici. Este un eveniment important, dar cel mai important moment va avea loc de ziua armatei pe 25 octombrie, unde ștafeta veteranilor Invictus va prezenta simbolul onorific al tuturor eroilor de ieri și de astăzi.